De multe ori primesc întrebări legate de o problemă prin care sunt sigur că mulți au trecut, și anume cum procedezi când ești la început și să spunem ai găsit un job și ai dificultăți de comunicare cu inginerii mai în vârstă sau șefi, colegi, nu funcționează bine comunicarea, iar de multe ori ajungi la disperare. Și locul de muncă se transformă într-adevăr într-un coșmar. A fost întrebat de multe ori ce pot face, ce poți face în acest caz. Mi-este greu așa să vă dau sfaturi exacte. Eu cunosc bine situația și știu prin ce treceți, doar și eu am trecut prin asta și sunt sigur că și alții au trecut prin asta. Sfaturile care vi le pot da, sincer să fiu, nu cred că funcționează 100% în România, iar alte metode sunt deja fapte penale. Dar poate vă ajut cu câteva idei și vă spun cum am procedat eu. Nu mă laud acum, dar am lucrat pe trei continente și am cunoscut multe, să spunem așa, tipuri de oameni cu culturi diferite și să știți că pădure fără uscături nu există. În primul rând, clar este că oricât de calificat și deștept ai fi în domeniul tău, un super Einstein, asta nu înseamnă că îți dă dreptul să jignești sau să intimidezi un coleg mai tânăr care este la început. De fapt, escrocii ăștia care sunt tare așa în gură și fac pe deștepții lucrează pe principiul intimidării psihice, fără să-și dea seama, dar majoritatea procedează la fel. Adică își dau importanță și se cred superior și folosesc metodele clasice care te face să te simți, să spunem, inferior, nepregătit. De fapt, cam toți procedează la fel. Sunt trași la indigo și au același limbaj. Țin minte că am avut primul meu job, mă lua un inginer așa peste picior și vorbea cu mine de parcă el inventase roata la căruță. Într-adevăr, pe atunci eram doar un simplu tehnician, dar și dacă spălam pe jos, n-are nimeni dreptul să te jignească sau să te privească de sus. Și folosea o expresie așa, la voi acolo, la Moldova, există așa ceva? Era foarte arogant, așa, până într-o zi când i-am aplicat așa o lecție moldovenească, dar asta nu înseamnă să procedați la fel ca mine, pentru că mai rău vă faceți. Și credeți-mă, vă spun din proprie experiență. Într-adevăr, de obicei problemele apar cele mai multe cu inginerii mai în vârstă, cu colegii mai în vârstă. Eu îi clasific generația de luptători la revoluție pentru că toți au același comportament, același limbaj, aceleași obiceiuri. Toți se laudă cu ce școală au făcut ei pe timpul lui Ceaușescu, unde au lucrat și ce invenții au făcut, bla bla bla, dar de fapt nu este relevant chestia asta. Da? Iar dacă ai făcut nu știu ce școală, nu știu pe unde, sau dacă ai inventat nu știu ce asta, tot nu-ți dă dreptul să mă intimidezi tu pe mine că numai că ești tu așa șmecher. Da? Eu vă spun sincer, eu nu dau doi bani pe acești oameni și din acest motiv mă apucă pe mine crizele alea când mai iau pe fosilele astea comuniste la înjurat pe YouTube, pentru că am eu niște motive întemeiate și eu primesc mesajele și înjurăturile care le primesc, nu le primesc de la puști, le primesc în mare parte de la oameni adulți, trecuți bine prin viață, care au prins vremurile, știți voi care. Ce vă pot spune? Când vedeți că, să spunem, se întrece măsura, trebuie să-i spuneți direct: domnul X, uite care este treaba, apreciez părerea ta și sunt onorat să învăț de la tine, umflă-l un pic pentru că le place chestia asta, dar rămâneți totuși în zona verde, da? Nu vă băgați adânc. Apreciez părerea dumneavoastră, sunt onorat să învăț, bla bla bla, dar trebuie să găsim o modalitate să rămânem la un nivel civilizat. În fine, vă faceți voi o idee cum trebuie să-i spuneți. Dacă tu țipi la mine, asta nu rezolvă nimic. Da? Trebuie să-i spun. Deci să nu închideți, să nu țineți în voi niciodată, să nu vă lăsați, să nu vă fie frică niciodată să deschideți gura și nu aplecați capul în fața la nimeni, nu vă lăsați jignit, indiferent cât de mare sculă în basculă o fi. Da?
dacă accepti să te înjosească cineva numai pentru că el a făcut nu știu ce facultate sau nu știu ce doctor are în, nu știu ce, în fine, asta nu este bine, da? Între acel om cu zeci de mii de studii și o femeie de servici care nu are studii, nu există diferență, da? Deci prima regulă, nu țineți în voi și încercați să vorbiți, știu, cu Neacaisa inventatorul, să-i spuneți pe un limbaj diplomatic ce trebuie, da? Dar cu siguranță în majoritatea cazurilor nu va funcționa și va continua să, știu, să la puce nebuneala, deoarece vă spun cu siguranță, vă spun sincer, cunosc bine situația, ăștia mai bătrâni așa care văd o amenințare în cei tineri și este și normal. Cei tineri pasionați de electronică sunt dorni să învețe și vă pot spune 100% că inginerii tineri pasionați cu adevărat de electronică în ziua de azi sunt mult mai pregătiți ca cei care se laudă cu nu știu ce inventare, ce invenție de căruță pe timpul Ceaușescu, da? Sunt mulți mai pregătiți, da? Și vă dau 10 de exemple, mai ales am mail-uri aici care le primesc de la niște profesori de te doare capul, da? Și îi verific, îi caut pe internet și văd că sunt profesori, dar sunt varză, da? Sau nu știu ce inginer pe la nu știu ce firmă, da? În fine, ce pot spune? Să știți că cu toate că comunismul a murit în 89, să spunem, a dispărut, da? Spiritul ăla de securist încă mai este în mulți și folosesc metodele clasice, gen meseria se fură, nu se învață. Când pui întrebări la care ei nu știu să răspundă, încep să țipe la tine sau să-ți spună, dar nu ai învățat la facultate, chestii de genul ăsta, așa, psihice, așa să te injecteze. Dar de obicei securiștii ăștia nu folosesc niciodată expresia nu știu. Ăștia nu o folosesc, ăștia le știu pe toate, iar dacă pui totuși o întrebare care nu știe el să-ți dea un răspuns, găsește o modalitate să ocolească subiectul, dar nu știu, nu o să spună niciunul. În fine, pasul următor este să raportezi la șeful responsabil sau, eu știu, cineva de la resurse umane, în fine, cine este responsabil acolo în firmă de așa ceva. Dar nici așa nu merge, cu siguranță, pentru că am mai pățit și o chestie asta. Atunci problema nu mai este la Neacaisă inventatorul, ci problema este la firmă, la, sau la cine este responsabil pentru acel departament. Da? Pentru că în cazuri de astea trebuie luate măsuri. De exemplu, în Germania, de asta iubesc Germania, pentru că aici sunt legi, legi care funcționează. Și dacă un coleg sau, în fine, cineva, chiar și patronul firmei, dacă te jignește, poți să faci o plângere de mopping, se numește. Și am să vă explic asta imediat și cât de gravă e situația și foarte mulți chiar patroni au frică ca de dracu să primească o plângere de mopping, da? Pentru că se lasă cu tribunal de la un mic o mică, să spunem așa, jignire. Și acum trebuie să vă gândiți că majoritatea firmelor din industria electronică din România, da, cu toate că sunt firme de afară, da, managementul din interior este 100% românesc, iar în multe cazuri sunt oameni puși în poziții care nu își merită salariul sau postul în niciun caz. Și cunoașteți și voi cu siguranță obiceiurile astea de pe la noi. Vedeți câte se întâmplă și în politică și peste tot sunt oameni puși care n-au nicio treabă cu meseria, da? Iar acum șefii ăștia mari de afară, da, din Germania, Italia sau de pe unde mai sunt, vă spun sincer, nu sunt interesați de cum le merge muncitorilor în România, da? În niciun caz, da? Ei primesc niște rapoarte de la directorul firmei sau cine este responsabil acolo, ăla scrie că toată lumea este fericită și totul e happy. Și ei, de fapt, până la urma urmelor, au adus firma în România deoarece vor producție la un preț bun. Și dacă directorul X din România spune că roata se învârte și totul e ok, atunci totul este ok, înțelegeți? De aceea,
Eu vă înțeleg și atunci când spuneți că nu reușiți să rezolvați nimic, nici dacă vorbiți, da? Pentru că șefii nu își fac treaba și nu nemții, nu italienii, nu spanioli, nu eu mai știu care e englez sau american care sunt la noi, ci românii noștri de acolo nu își fac treaba, da? Și vorbești, dau din gură, lasă că vorbesc cu el și o să fie bine, nu te stresa, bla 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 bla, dar fiecare trage pentru binele lui. Nu prea există, așa a fost și pe vremea mea, așa este și acum, nu există acel spirit de ajutor, colegi, etică, da? Mulți sunt colegi așa față în față, bla bla bla, să iubesc, iar pe la spate să vorbesc de rău, da? Din acest motiv, trebuie să și separați serviciul de viața privată. Nu vă atașați emoțional niciodată de un job, da? Nu vă deloc, nu combin, nu investiți emoții într-un job, nu puneți suflet la nimic. Fă-ți jobul, fă-ți ce ai tu de făcut, cât poți tu de bine, dar când ai părăsit ușa firmei, când ai terminat serviciul, pur și simplu trebuie să te resetezi și să revii la viața ta normală. Să știți că bolile din cauza stresului sunt mult mai grave ca orice din boală din lumea asta. Chiar băiatul care mi-a scris astăzi, zic, bă, eu îl înțeleg foarte bine și mă gândeam așa, dacă săracul a ajuns să scrie unei persoane care o urmărește pe YouTube, îl urmărește pe YouTube, înseamnă că este destul de gravă situația și este disperat și nu știe ce să facă, dar și este normal. Dacă nu sunteți fericit într-un loc și vedeți că nu este treaba bine acolo, da? Căutați alt job. Banii nu te fac fericit în niciun caz. Mai bine mai puțin bani și mai fericit decât bani mulți și să vorbești singur pe stradă, da? Trebuie să, nu știu, să-ți faci așa un exercițiu de imaginație, să te gândești, bă, eu stau în firma asta de un an de zile, lucrez aici. Și nu mă înțeleg bine cu colegii sau cu șeful. Imaginează-ți cum va fi peste 10 ani. Da? Și crede-mă, nu va fi chiar așa fain. Dacă stai sub stres și te lași, știu, înjosit sau jicnit. Da? Vă spun o chestie care am învățat-o de la nemții ăștia. Au ăștia foarte așa eleganți, modești, așa, pus toate așa la un loc, însă punem niște putori, da? Dar de fapt sunt foarte inteligenți, da? Și știu ei de ce, da? Ăștia după ora de lucru nu prea fac ei nici nimic, nu fac ei ore suplimentare numai dacă îl prist dacă e certat cu nevasta pe acasă și nu vrea să se ducă acasă, numai atât. Și atunci poate, da? Dacă îi dai și 5.000 de euro pe oră, da? Eu vă spun cum e la mine cu colegii ăștia mei mai în vârstă, așa, ăștia nu stau la ore suplimentare sau îi doare pe ei undeva de nu știu ce client ai tu și cât de gravă este situația și cât de repede trebuie să faci. Ăștia nu stau la ore, ăștia mai bine își fac ei hobby-urile lor, să simt bine, să duc la plimbare cu cățelul, să duce la frizer cu pisica și așa mai departe, da? Dacă moare șeful lângă el, îl doare pe el undeva, îți spune direct, am, așa să spuneam, faia abă, adică s-a terminat serviciu, se duce acasă și își face el job, viața lui privată și atât de tot și este foarte bine și sănătos, da? Deci, nu vă fie frică să vorbiți, da? Sau să, bă, vezi că nu merge treaba, să încep cu un alt job nou. Dimpotrivă, cu cât schimbi mai multe joburi și cunoști mai mulți oameni, devii mai sigur pe tine, mai încrezător în puterile tale. Și aici este o greșeală care o fac mulți. Și anume, rămân într-un loc ani de zile unde în fiecare zi fac același lucru, nu sunt fericiți, poate salariul nu este chiar așa roz și apoi se trezesc la 45-50 de ani că nu au avut noroc în viață sau că lucrează de 7 ani pe același salar de 2 lei, da? Și, într-adevăr, cu cât stai mai mult timp într-un loc și dacă mai faci în fiecare zi același lucru, te putrezești. Iar mai târziu poate îți va fi greu să pornești chiar de la zero, da? Poate chiar imposibil. Vă spun sincer, eu lucrez deja de câțiva ani buni la aceeași firmă și nu mă pot plânge. Am un salariu foarte bun, nu muncesc extraordinar de mult, încă m-am molipsit și eu și de la nemți, acum sunt foarte și eu
boier așa, nu mai fac un minut după ora 4, nu mai fac nimic. Dar vă spun sincer, îmi trece deja prin cap să-mi schimb jobul. Și cu siguranță mă duc pe un salar ceva mai mic. Vreau să mă duc în programare acum, da? Dar am nevoie de acea provocare să încep din nou, da? Nu-mi place să stau într-un loc mult timp și să fac în fiecare zi același lucru ca un robot și să fiu dependent de acel job, da? O altă chestie interesantă la nemții ăștia, au niște obiceiuri și o chestie care mi-a plăcut, da? Adică am învățat multe, și anume, de exemplu, ăștia, majoritatea stau în chirie, da? Și la început nu prea am priceput sistemul, deoarece aveam colegi care știam că au salariu foarte mare și zic, bă, de ce nu și-o cumpărat o casă sau un apartament, da? Iar banca imediat îți dă credit să-ți cumperi ce dorești, asta nu e o problemă, și dacă n-ai toți banii, da? Mai ales că zici, în loc să plătească chiria, plătește rata la bancă și tot acolo. Dar este o chestie inteligentă în spate. Majoritatea își cumpără casă sau apartament, în fine, când se apropie de pensie. Dar nu sunt proști, și anume, nu vor să stea într-un fel obligați într-un loc toată viața, da? Numai că au rate la bancă sau să rămână în orașul X, că acolo are jobul. Vor să fie flexibil, da? Și asta este foarte sănătos, să fii flexibil, da? Am avut un coleg care a primit, anul trecut a plecat de la noi, asta nu știu, vreo 6 ani la noi, așa, a primit un job în capătul cealalt al Germaniei. Eu sunt în zona Frankfurtului, a primit un job la Dresden, a băgat concedierea la noi, a mai stat 3 luni cât era în contract, așa, și pac, pac, în 3 luni s-a mutat cu apartament, cu tot, s-a dus la Dresden, da? Și este foarte bine așa, nu ești dependent de nimeni, și avea chiar și familie, s-a luat cu copii, cu tot, țac, s-a dus, da? A început acolo, să spunem așa, de la zero, ceea ce este foarte bine, foarte bine. Cu cât stai mai mult într-un loc, cu timpul devine tot mai dificil, tot mai dificil să spunem, să te resetezi, să pornești din nou. Și cu toate că ai greu, ajungi în ipostaza aia când zici, apleci capul, înghiți în tine, și nu este bine. Nu este bine deloc. Acum, eu știu că din gură, bineînțeles, este ușor de spus. Este mai ușor de spus decât de făcut, dar voi, cei tineri, cu timpul puteți schimba mentalitatea în generațiilor următoare, da? Gândiți-vă pe termen lung. Fosilele astea securiste, într-adevăr, îți îngreunează drumul. Într-adevăr, este clar, da? Dar mă repet, nu stați niciodată într-un loc unde este rău. Feriți-vă de lingușitori și de cei care umblă după ciolan. Fugiți din anturajul celor idioți. Voi de ce credeți că am închis și Facebook-ul și serverul de Discord? Da? De ce credeți că investesc foarte mult timp și bani în aplicația care o am să o scot? Da? O să mă coste ceva. Hosting, server, Amazon S3 și multe alte tehnologii care le investesc în acea platformă, pentru că am niște motive întemeiate și vreau să ofer ceva, pentru că știu că avem foarte mulți tineri în România cu un potențial enorm. Fugiți din anturajul celor idioți. Da? Să știți că sărăcia în combinație cu prostia este mai periculoasă ca Rusia lui Putin. Credeți-mă. După cum cunoașteți cu siguranță mai bine ca mine, în România se întâmplă foarte multe lucruri care nu sunt normale. Problema este atât de complexă, facultățile dau diplome pe bandă rulantă, guvernul țării nu a mai reușit un mandat întreg, nu știu, de foarte mult timp, se dă șpagă peste tot, profesori slab pregătiți, fiecare umblă după ciolan, după se gândește numai la binele lui. În video anterior, unde m-am plâns de ce am pățit cu pachetele prin România, s-au oferit câteva persoane să mă ajute și mi-au dat și câteva tipuri și mi-au spus, mă, Bogdane, nu folosi prețurile de pe pagină. Și chiar mi-a explicat cineva care
a lucrat și cunoaște bine cu sistemul și mi-a spus, mă, Bogdane, îmi trimiți mie pachetele și dacă au dimensiuni mari, când vine șoferul să le ridice, trece acolo că au dimensiuni mai mici, mai dăm ceva la șofer și totul e bună. Și mă gândeam, bă, până și la un amăr de pachet de la să trimiți un plic de la un pachetel, o ceva, până și acolo mai dai un pic de bacșiș, mă, acolo ceva. Așa de gravă este situația, da? Nu mai zic de șpagă pentru orice, pentru orice, da? Și nu este deloc normal. Și toate aceste chestii care nu sunt normale nu se întâmplă deoarece voi cei tineri ați fi vinovat cumva, da? Ci tot ăștia în vârstă sunt vinovați pentru că ei au votat, ei au construit sistemul ăsta, da? Pe cine avem în guvern și în fruntea țării și oriunde ar fi, este doar o imagine în oglindă a poporului, a o parte din popor, bineînțeles. Da? Cei inteligenți au ignorat proști, iar acum hoția și prostimea devine din ce în ce mai greu de înlăturat. Da? Și vreau să accentuez aici o chestie foarte importantă, să știți că nici în Germania nu stau bani în copaci sau nu sunt aici proști sau idioți sau hoți sau excroci, da? Sunt și aici la greu. Dar aici sunt legi. Legi care funcționează. Ai greșit, ești bun de plată. Iar în unele cazuri, plata este așa de mare încât n-ai să mai face a doua oară, cu siguranță. Și la noi sunt legi, dar nu funcționează. Îți prinși toți bagabonți, îi bagă la pușcărie, mai scriu o carte, ei nu știu nici să scrie, să citească, ia să afară. Sincer să fiu, aș face și eu un pic de pușcărie, vreo 3-4 ani de pușcărie pentru vreo câteva miliarde. Na? Așa că, după cum vedeți, sistemul este destul de putred din toate punctele de vedere. Și se vede peste tot, de la viața de zi cu zi până în toate instituțiile statului și sport și peste tot se vede cât de jalnic este situația. Multe știri care le văd pe paginile de la noi, mai vorbesc cu soția mea, cu fosta soție despre... mai povestim așa și îi mai traduc și una alta și îmi dau seama cât de greu îmi este să o fac să înțeleagă anumite aspecte care îi se par foarte paranormale. De ce dracu să dai șpagă să iei un permis de șofer? Da? Ce să zic? În concluzie, nu voi tineri sunteți vinovați că nu merge România cum trebuie, ci tot aia bătrân cu experiență. Celebrul ziarist CTP a spus într-un reportaj mai vechi, mulți dintre aceia care se laudă că au luptat la Revoluție, de fapt au bătut alți români pentru o pungă de banane și cam așa a fost. S-au dat în cap unul pe altul și acum toți se bat mare și tare ce au făcut ei și ce au realizat și cât au luptat și noi suntem într-o groapă de gunoi. Da? Și după cum se vede, nu prea mă învățăm din greșeli și istoria se pare că se repetă. Da? În concluzie, ce vă pot spune? Eu oricum eu sunt de partea voastră, de partea celor tineri cu potențial. Nu luați niciodată decizii pe repezeală, nu vă lăsați niciodată în jos și să nu vă fie frică niciodată să mergeți mai departe. Da? Nu mai puteți și nu mai rezistați. Nu înghiteți în voi niciodată. Mergeți mai departe, plecați din țară, oriunde în lumea asta, oriunde în lumea asta. Da? Nu sta niciodată într-un loc unde un om fără școală îți poate decide soarta. Da? Și analizați bine și gândiți-vă bine la viitorul vostru. Da? Încercați să vă faceți o analiză și să vă... scrieți pe o foaie și să vă imaginați cum o să fiți în 10 ani dacă situația de azi este cum este. Da? Iar dacă analiza nu este bună, plecați. Că dacă vine la putere cine este acum în trend, poate nu o să mai puteți pleca. Da? Analizați și gândiți bine, istoria se repetă.
Iar legat de aia bătrâni care vă fac probleme prin firme, na, ce să zic, sunt niște nimicuri. Diplomele cu care ei se laudă sunt doar hârtie igienică, mai ales cum se dau diplomele pe la noi și cum s-au dat, că nu e o chestie recentă asta cu... În fine, nu vă lăsați impresionat niciodată de limbajul intelectual și fin sau de diplome și alte studii de astea făcute, nu știu, de pe când, că n-au nicio valoare. Da? Dimpotrivă, dacă cu atâtea diplome nu ești în stare să respecti un coleg mai tânăr, vă dați seama ce fel de diplome sunt, da? Vă doresc numai bine și formula secretă, nu disperați, nu stați să suferiți, gândiți, analizați și mergeți mai departe. Și citiți poeziile lui Eminescu, se pare că problema la noi nu este chiar așa recentă, ci are tradiție. Cei care sunt la început, drum, mult noroc, baftă și sănătate vă doresc. Eu sunt de părere, de partea voastră și cu siguranță știți de ce continui eu cu acest canal de YouTube, cu toate că este o muncă extraordinară în spate, în care investesc și timp, și bani, și nervi, și nu vă mai spun cât am investit acum și cât lucrez pentru platforma pe care vreau să o pun la dispoziție pentru toată lumea. Deci o să fie ceva extraordinar. Ce n-a reușit Ministerul Educației să facă, vă spun cu siguranță. Iar pentru tovarășii ăștia luptători de la Revoluția de Banane și sclavii ăștia securiști, știți cu siguranță ce simt eu pentru voi și vă aștept în comentarii din nou. Ăștia tineri își țin gura, eu nu pot să-mi țin gura pentru că știu ce puteți și am ceva special pentru voi acolo. Nu vă pot învinge cu o înjurătură în comentarii. Mai mult vă promovez. Dar cu siguranță nu vă convine când vă blochez și știți că nu mai puteți să mai scrieți și vă macină că n-ați reușit nimic în viață. Nimic. Numai bine vă doresc și nu disperați. Mergeți mai departe. Ceau!